Bun găsit, ediție specială la Sport Club în această după-amiază la Campus TV. În studioul nostru revine Iliesta, antrenorul Gloriei Buzău, după 9 etape în care practic ar fi surpriza campionatului, surpriza plăcută pentru noi buzăienii, care suntem mândri până la urmă că Gloria este pe locul 2, repet, după un parcurs interesant al echipei din Crâng. Bine ați revenit, domnule Iliestan. Bună ziua, te salut pe tine și pe cei care ne urmăresc în de față. Da, pe noi ne leagă așa ceva de suflet. Tatăl meu a fost antrenor la Metalul, ați jucat acolo, erați chiar cu Vioară, da. Timiș. Da, ți-mi-aduc aminte că ne mai luau de la echipa noastră, de la Gloria Buzău și ne băgau la Metalul, jucam la Metalul pe fals. Da, chiar îmi zicea tatăl meu și că da, îi foloseam pentru că i-am văzut că erau jucători de perspectivă, da. Ceea ce s-a și dovedit mai departe și da. Ați ajutat cu toții acolo echipa de junior a Metalului. Așa este, pentru că ne era foarte greu să, mai ales când aveam antrenamente, le făceam pe betonul de acolo, bitum din spate de acolo, din Crâng. Și aici la Metalul exista un teren cu iarbă unde puteam să jucăm și până la urmă știți cum e în fotbal, cel mai bun antrenament e jocul. Da. Ne doream foarte mult să jucăm. Au trecut foarte mulți ani de atunci, ați avut o experiență și la Gloria una în Liga 1 ca antrenor, dar iată din nou antrenor al Gloriei pe un drum nou, să zicem, după promovări succesive, Gloria vine în Liga 2 și vă contactează, iată, acceptați această ofertă și v-aș întreba de la bun început, iată, după 9 etape avem echipa pe locul 2 la egalitate de puncte cu UTA Arad, formația pe care ați și antrenat-o la un moment dat. Da. V-ați fi așteptat la parcursul ăsta? Da, mă așteptam pentru faptul că știam competiția foarte bine. Am încercat să transfer câțiva jucători care cunoșteam, care făcuse deja, a avut contactul cu Liga 1, unii din ei chiar cu Liga 2, cu câteva promovări și singurul lucru care mi-a fost teamă, această coeziune, această omogenitate, pentru că știți cum e, că este foarte greu să în 2-3 luni de zile să poți să creezi o echipă puternică și mai ales în condițiile în care îmi doream foarte mult ca să fim acolo în primele 3. Am reușit această performanță și datorită primul jucătorilor, pentru că au înțeles că fără sacrificiu, fără muncă și fără sacrificiu nu putem realiza absolut nimic. Nu ne-a fost ușor. Încă nu am realizat nimic. Noi acum ne dorim ca pe viitor să fim puțin mai pragmatici, pentru că și puțin mai lucizi și aici mă refer pe faza ofensivă, pentru că noi din punctul meu de vedere am pierdut două jocuri pe joc foarte bun. Și aici mă refer la jocul Mioveni, unde am jucat foarte bine și 2-0 în Crâng. Datorită naivității la o acțiune care și a fost și o greșeală acolo la o fază fixă, după aia am ratat acel penalt și în 10 oameni ne-am dus peste ei, dar nu a reușit să mai întoarcem rezultatul. Și am luat și golul 2, bine, deja eram 10 oameni după eliminarea lui Ioniță. Da, și după aia jocul de la Rapid, unde zic eu că am făcut un joc foarte, foarte bun. Păcat că tot datorită naivității și datorită faptului că nu am fost puțin mai pragmatici, am pierdut acest joc. Bine, și au fost câteva greșeli de care, și individuale și greșeli colaborate cu greșeli de arbitraj și ne-au adus în situația de a pierde cele 3 puncte. Am avut jocul după aia cu Chiajna, nu ne-a fost ușor, un joc foarte greu, cu o echipă cu experiență, o echipă cu jucători cu experiență, o echipă cu conducători foarte puternici. Da, să nu uităm, cu experiență în Liga 1. Sigur că da. Și ne așteptam la un joc foarte greu. Același scenariu, cu foarte multe ocazii de gol, din primul minut până în momentul când, în minutul 43, a avut un contraatac unde nu am fost foarte atenți la marcaj. Și am primit golul care am primit. Îmbucurător este faptul că am crezut în noi, am revenit la 1-0 și v-am spus, contra unei echipe cu experiență și am câștigat la ultima fază. Este un, pentru mine v-am spus și după meci mi-am felicitat jucătorii pentru că au crezut că putem întoarce rezultatul, pentru că au crezut în forțele proprii ale lor și pentru faptul că și-au dorit această victorie. Da, o victorie muncită și a arătat echipa Gloriei, o echipă ca o echipă din Germania care atacă până în ultimul moment. Da.
Bine, foarte multe ratări, ca de obicei. Suporterii văd asta de la o etapă la alta, foarte multe ratări. Echipa este foarte bine pregătită și atunci când ești foarte bine pregătit și îți dorești foarte mult să câștigi, atunci nu mai ești lucid. Și asta s-a întâmplat în unele jocuri. Ca dovadă că și în acest joc am avut foarte multe ocazii de gol. Patru bări, din punctul meu de vedere, au fost și trei penalturi. O să, dacă puteți să aveți filmul, eu știu... Avem penaltul cel mai important din care s-a câștigat partida. Da. Și multe ocazii de gol în care n-a reușit să înscriem. Deci să ai alte ocazii, să ai, exact ce am spus, să întorci rezultatul de la 1-0 la 2-1, să ai patru bare. Deci eu zic că echipa joacă. Echipa are spirit ofensiv. Dar v-am spus, ne trebuie încă eu știu, timp în care să ne simțim și să avem relațiile de joc să crească mai bine și să fim mult mai luciți în fața porții. Bun, o să avem câteva faze din meciul de sâmbătă. M-aș fi așteptat să fie mai mulți spectatori în tribune, dar le mulțumim și celor care au venit și au susținut echipa, mai ales că vremea a fost frumoasă, adică parcă acum două săptămâni au fost mai mulți. Și chiar ați văzut că au rămas chiar până la sfârșitul jocului, plecau. Chiar astăzi la jocul acesta au stat și au crezut și suporterii alături de noi că putem. Și asta datorită, eu știu așa, modului de joc al echipei. Da, cu toți noi cei din public, inclusiv staful tehnic, a fost o fază, acea fază la Încareu, după lovitura liberă, centrarea Încareu, lovitura de cap, portarul de la Concordia a apărat în extremis, a venit bara, a revenit, arbitrul n-a fluierat absolut nimic. Da, s-a întors să meargă jocul, da? Exact. După aia era un jucător căzut acelor de la Chiajna, arbitrul a cerut portarul să dea minge afară ca să poată să oprească jocul, portarul a vrut să dea minge afară și Chipriliu i-a luat-o din aici, chiar că îl ferește pe Chipriliu pentru... Prezența de se vede experiența, se vede experiența de atacant. Și i-a furat mingea și bătă în poartă. Haideți să urmărim acel moment, noi l-am prins sub comentariul celebrului Ilie Dobre, aflat în tribune, da, la masa presei. Vedem faza golului lui Chipriliu. Din minutul 83 s-a întâmplat această fază. Disparea loviturii se pregătește încă un loc de formație. Grujoiană este ultima, văd la marginea terenului, pe Dumitru Candrea. Șut acum și... bară! Fantastic! Ce ocazie irosesc cei de la Gloria Buzăului în minutul 83 al partidei, dragi ascultători, cu special să fie gol la această fază. Alexandru Grea a intervenit în extremis și golul rămâne Gloria Buzău 0, Concordia Chiajna 1. Da, o să avem și faza pe slow motion să o vedem mai bine. Nu știu dacă ați văzut-o în vestiar după meci. Da, am văzut. Da, s-au povestit de Chipriliu. Da. Prezență de spirit, nu? A atacantului cu care ați fost în conflict o perioadă, nu știu acum dacă v-a... Eu nu deloc. Sunt... Deci, nu zicea că i-ați aruncat smartphone-ul. Că... Și asta nu este un conflict. Sunt adică o disciplină pe care ați impus-o, nu? Sigur, o disciplină care, mai ales în cantonament, unde nu avem voie cu telefonul la masă, asta este clar, da? Și mai sunt și alte lucruri. Aici nu, eu nu intru în conflict cu nimeni sau eu nu cert absolut pe nimeni, decât le fac observații, pentru că le-am spus tot timpul, am fost jucător de fotbal, sunt antrenor și am respectat foarte mult. Da, deci, iată acea fază, în acel moment... Da, arbitru pleca, se întoarce arbitru acum, da, îi cere portarului să joace mingea afară, ca să lăsă jocul. Iată, acesta e momentul. Dar iar Chipriliu se duce și el aruncă mingea și ia mingea fără foul, fără mingea și o bagă în poartă. Da. Practic, este... a fost pe fază, este exact ce mi se cere. În punctul de vedere, trebuie felicita Chipriliu pentru, eu știu așa, pentru momentul... De fapt, a dovedit că e un atacant veritabil la această fază. Știți că vedem pe YouTube, nu, la această fază zic, adică a fost foarte pe fază. Eu cred că a și pândit momentul acela. Nu cred că a pândit, practic portarul s-a dus spre el, că el e acolo, nu se duce el spre portar, uitați, el. Deci portarul se duce spre el, dar el este lângă portar,
Da, arbitru se duce la un moment dat la cineva care era pe jos. Nu, dar se uite, arbitru se uite la fază. Se uită, da. Da, deci vede, pentru că dacă dădea cu talpa, băga talpa sau nu, deci a ridicat-o și el doar a și făcut preluarea din brațul lui. Da, faza aceasta n-ați văzut-o în timp real, pentru că nu, a fost faza ulterioară cu acea ratare, acea bară. Da. Dar să știți întors, că în momentul când portarul prinde mingea, vine din bară, prinde mingea și se duce cu mingea jos, un jucător de acolo, cel căzut, îi vine mingea pe mână, joacă mingea cu mâna. Uh-huh. Și v-ați gândit că și se... nu, dar și da. Cei pe bancă se strigă 11 metri și după aia a continuat ce s-a întâmplat. Da. Ce, cu... și, da, și după aceea a fost o discuție de câteva minute chiar cu arbitru de margine de pe acea parte. Dar el nu avea nicio treabă. Da. Pentru că a fost centralul a fost acolo. El nu avea nicio treabă, dar totuși după acea discuție... Probabil și... că s-ar fi dus la ei, ei în opinia lor, că arbitru de centru n-ar fi văzut acel în momentul când chipilul i-a luat mingea lui, da. Lui Grea. Înțelegi că era cu fața acolo. Bun, și de ce arbitru totuși central nu a arătat punctul de la mijlocul terenului în acel moment? Păi l-a arătat. După ce a dat mingea în poartă, el se duce și arată punctul de la centrul. N-a fost nicio reacție din partea nimănui totuși în momentul ăla. Și probabil jucătorii s-au dus la Tușer să-i ceară, eu știu, să-i ceară explicații de ce nu a dat fault. Da. Când echipul lua la minge. El păi, oricum nu era în careul de 6 metri, portarul. Nu, ieșise. Ieșise din așa. E, după acele aici minute de discuții... Pune, știi, să, nu știu câte secunde a stat portarul cu mingea în brațe, că trebuia să dea indirecte pentru noi, până la urmă. Da. Pentru că a stat foarte multe. Un consens care mingea nu era și din joc. Și el era cu mingea în brațe. Exact. Poate că nici el nu și-a dat seama totuși că nu era o fază deci, întreruptă de arbitru. Punctul meu de vedere a fost un gol. Corect? Iar din toată nebunia asta... Chipirliu. Da, trebuie felicitat Chipirliu, mai ales că după câteva minute de inteligență a și făcut ocazia de 11 metri, fault în careu, din care... Acolo, în momentul când am rămas, când adversarul a rămas în 10 oameni, l-am trimis pe Ioniță Vârf de atac, pentru faptul că ei jucau cu 3 pe zona centrală și erau 3 jucători cu mare experiență, Dobrosavici, Albu și, bine, și juniorul Stănică, care era un jucător foarte puternic și atunci probabil că ați văzut jocul Alexandru s-a cam luptat cu ei acolo și atunci l-am chemat pe Vale Alexandru și am spus să stea tot timpul lângă Ioniță, orice deviere a mingii să Ioniță să lupte cu el, el să fie cel care el cu Chipiliu și cu Vale Munteanu să fie cei care să speculeze și ca dovadă a fost la ultima fază când Ioniță sare la cap cu un fundaș de lor, mingea se duce la Chipiliu pe lângă el și Bun, 11 metri chiar în ultimul minut al prelungirilor, era firesc să se prelungească partida cu 8 sau 9 minute. La foarte multe majoritatea jocurilor am avut acțiuni cu terminate cu ale adversarului cu fault. Deci foarte multe am avut. Și asta v-am spus, ca să ai aceste acțiuni, echipa trebuie să joace. Nu poți să ajungi în careu acolo așa, numai din minge lungă. Deci trebuie să joace. Și probabil că ați văzut că ceea ce... eu știu, vreau de la echipă, vreau cu poziție progresivă, vreau construcție de la nivelul portarului, dar adică să dăm și puțin, să facem și puțin spectacol. Că am putea să jucăm cu minge lungă și cum vorba lui Hagi, lungă și pe a doua. Ceea ce mie nu-mi place. Și să urmărim și faza penaltiului executat de Valentin Alexandru în minutul 99, repet, ultimul minut al prelungirilor. Da, după aceea, arbitru a fluierat finalul partidei după ce a validat golul din 11 metri. Vedem golul tot cu comentariul lui Ilie Dobre din tribun. Fluierăm! În pas, 2-3, șut! Da. 20 de secunde, recorde de 35 de secunde, mm-hmm. Da. E interesant să vedeți și din culise așa ce se întâmplă. Da, da. Mai ales că până la urmă cine îl cunoaște din sport pe Ilie Dobre, adică e incontestabil. Da, e un suflet mare, om care iubește sportul. Mai avem și câteva surprize tot cu Ilie Dobre, un scurt interviu și zice și câte ceva despre meci și despre Gloria. Mm-hmm. Puțin mai încolo, Ioniță de obicei execută penaltiurile sau așa ați decis
penaltul exact Vale Alexandru. Vale Alexandru, îmi cer scuze, da. El execută. El execută, da. Nu? Adică nu se punea problema tot chipul. Poate dacă era faultat, acum chiar nu lăsăm să execute, îl puneam la jucător, dar nu a fost faultat chipeliu și i-am dat lui această sarcină să execute penalul. Până la urmă, o victorie frumoasă, având în vedere cum s-au derulat lucrurile. O victorie frumoasă, o victorie muncită, da, și v-am spus, pentru mine, un lucru extraordinar, faptul că am reușit să revin la 1-0 și să-mi scriem 2 goluri. Contra unei echipe, v-am spus, cu experiență foarte mare la nivel de DAB, cu jucători cu experiență, cu un antrenor destul de eu știu așa, dornic de a face performanță și în ultimul cu cei care sunt în conducere, că au conducători foarte buni. Bun, avem și o intervenție telefonică. Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua dumneavoastră și invitatul dumneavoastră! În primul rând, aș dori să-l felicit pe antrenorul Ilie Stan pentru rezultatele avute la Gloria Buzău. Rezultate care, după părerea mea, sunt mult peste așteptările pe care le-am avut noi suporterii. Rezultate care cred că în mare parte se datorează. Cu toate că, după părerea mea, o mare parte a presei locale abia așteaptă un succes pentru a critica. De ce spun asta? Mi-aduc aminte de meciul cu Rapid, care, după părerea mea, și numai cred că toate cele 3 goluri care le-am scris Rapid au fost ca urmare a unor greșeli de arbitraj. A fost transmis la TV cu imagini foarte bune și presa locală din Buzău a dezbătut foarte puțin acest aspect. Da, noi aici am vorbit despre meciul acesta, să știți. Foarte puțin s-a discutat. Păi în emisiunea de sport atât se poate vorbi, nu? Adică atât avem într-o zi de luni. Chiar după acel weekend. Am văzut emisiunea, dar nu s-a discutat deloc despre greșelile de arbitraj. Absolut deloc. Care, după părerea mea, și numai toate cele 3 goluri au fost înscrise neregulamentare sau după greșeli de arbitraj. Salutare și îți mulțumesc în primul rând pentru cuvintele frumoase care le-ai spus și să știi că ai făcut o apreciere pertinentă la jocul cu Rapid. Din punctul meu de vedere, a fost după jocul cu Mioveniu care l-am pierdut, a fost al doilea joc foarte bun al nostru, al echipei. Pentru că și într-adevăr a fost faul clar la Nedelea atunci când protejează mingea. Aici și noi am fost puțin mai naiv pentru că i-am cerut lui Nedelea să dădea mingea afară în aut și la revedere. Dar noi de multe ori le-am dat posibilitatea arbitrilor să ne ciupească, cum se spune. Dacă ne aducem aminte la... Chiar am avut și câteva critici din partea unor așa zici analiști. La 2-1, când am pus cu 2-1, chiar în comentariu, n-am făcut analiza jocului cu jucătorii, chiar în comentariu jocului, Ioan Viorel, cel care comenta jocul, spunea că, uitați, Gloria Buzău conduc cu 2-1 și stau sus, fac pressing sus. Deci în momentul acela nu poți să faci nicio schimbare tactică, pentru că dacă te duci să te închizi, ce faci? Îi dai posibilitatea adversarului să vină peste tine și noi jucam cu Rapid, unde era presiunea foarte mare, atât pusă de public și de jucători și mai ales că și numai în primul rând, practic, de arbitri. Că noi golul 2 l-am luat chiar o fază care nu a anunțat nimic. Deci pe 16 metri Candrea recuperează mingea și el dă faultul care l-a dat. După aia că am fost iar naivi, când aici, ca dovadă că a pierdut și echipa, portarul Stoian a făcut zidul greșit, da? Și a luat golul care a luat. Ceea ce ne-au bulversat puțin. La golul 3, în afară de faptul că Ionita a fost... Aici i-am făcut acest reproș lui Ionită, pentru că dacă Ionită făcea ceea ce noi lucrăm la antrenamente, dacă după ce a respins mingea, ok, l-a tras ăsta, fundaș central l-a tras puțin, dar să vedeți că dacă el, după ce, când Catana joacă minge lungă și Catana iese după pas, ceea ce învăț tot timpul lucrul ăsta, Ionită ce a făcut? El nu a ieșit cu Catana. Și Catana a făcut linie cu Candrea și cu Nedelea și el a rămas puțin în spate. El dacă făcea un metru, era mingea și offside. Revedere. Da. Deci aici n-a făcut pasul la offside. Și nu i-a dat posibilitatea prin naivitățile noastre, prin lucruri care le facem zi din antrenament. Este foarte greu și pentru ei, pentru că și pentru mulți nu au făcut. Și nu că nu sunt eu antrenorul, dar eu le cer lucruri simple, elementare, fără de care nu poți face performanță. Mie îmi pare rău de Ionită, că Ionită are niște calități incredibile.
Dar nu, niciodată nu i s-a spus de ce trebuie să faci asta, pentru ce trebuie să faci. Da, și defensive și ofensive, Ioniță. Bă, mine mă interesează să facă treaba acolo, defensiv. Defensive. Ce face la faze fixe și asta, atunci este un bonus pentru el. Deci cam asta este. Încă o dată, v-am spus că eu îmi doresc o echipă exact cum am jucat și acum. Chiar dacă jucăm sub presiunea unui public, cel care a fost cu cel cu Rapidul, echipa joacă, echipa are tot timpul jucăm ofensiv, tot timpul vreau să pierd, din punctul meu de vedere, ceea ce principiile mele sunt clare, că eu vreau să pierd mingea cât mai departe de poartă. Bun, dar din punctul ăsta de vedere, din ce am urmărit eu și foarte mult din ce jucați acasă, din ce în ce mai ofensivă este echipa? Sigur, păi îmi doresc foarte mult, dar eu vreau ca să joc ofensiv, mie îmi place să joc un fotbal, spectacol. Cu posesie progresivă, cu în momentul când se pierde mingea să intrăm automat în tranziția negativă și când câștigăm rapid în cea pozitivă ca să putem să dezechilibrăm adversarul. A fost cel mai greu meci acesta cu Rapidul? Sau care nu a fost atât de greu. Nu a fost atât de greu. V-am jucat foarte bine, nu a fost. Dar faptul că am dat posibilitatea, celor negru să ne ciupească puțin, noi cu puțină naivitate și am pierdut jocul. Care a fost cel mai dificil din meci de până acum? Pentru mine n-a fost niciun joc. Nu știu dacă ați văzut, nu știu dacă ați luat toate jocurile. Până nu ne-a dominat niciun adversar. Da, întotdeauna a dominat. Nu am dominat tot timpul. De ce? Pentru că noi mergem peste adversar, indiferent. Ați văzut la Cluj, ne-am dus peste adversar, 2-0. E interesant, exemplu, și la partida de sâmbătă, posesia, să vedem o statistică. Da, sigur. Peste 60%, dar sunt convins. V-am spus, pentru aceste lucruri trebuie repetări, antrenamente și repetări. Mai e nevoie de finalizare. Și finalizare cu succes. Da, păi de patru ori am dat în bară. Da. Și vă dați seama, 4 ori în bară să dai într-un joc, v-am spus, să ai 3 penaltiuri care... Da, să întorci rezultatul cu... Și cu cine? Cu Chiajna, nu cu oricine. Deci cu echipă din asta așa, fără... Înainte de pauză de publicitate, mai aș dori ceva să vorbim de meciul de sâmbătă. Spuneați că la fiecare început de meci, înainte de partidă, unul dintre jucători are un discurs motivațional, nu? Îi dați un text motivațional? În general, tot timpul le pun un filmuleț motivațional. Până acum le-am pus câte un filmuleț motivațional. Dar de două etape le-am dat câte un fragment un fragment motivațional în care am dat să-l citească individual. Deci la Rapid l-a citit Vali Munteanu. Și a avut un joc foarte bun, chiar foarte bine, și ca dovadă și golul care l-a scris. Iar la meciul de ieri, el am avut pe Chipirliu. Și Chipirliu și-a făcut treaba așa cum. Pentru că și Chipirliu este un jucător de moral. Deci este un jucător cu calități incredibile, dar el trebuie să fie mai responsabil. Parcă e mai responsabil. Eu asta încerc. Și să vedeți că Chipirliu o să crească la meci la meci. Da, eu am văzut o poftă de joc în urmă cu două etape când a revenit pe teren. Da, a avut și puțin ghinion cu accentarea care la genunchi, da? Și m-a prins într-o perioadă mai grea pentru că noi am început pregătirea și o parte în campionat fără doctor, ceea ce nu a fost ușor, numai un nebun ca mine. Ați rezolvat problema cu doctorul? Și am rezolvat problema cu doctorul după... și le mulțumesc celor din conducere pentru că a reușit să-l aducă pe doctor Vasiloi, pentru că este un profesionist adevărat. Îl cunosc foarte bine, am lucrat cu el, am lucrat și la Buzău, l-am luat și la mine la Brânești, când era la Brânești, da? Și ca dovadă acum nu mai avem decât o singură accentare și aia vine după un teren sintetic, cel de la Târgu Jiu, unde Pedro s-a accentat, a făcut o întoarcere asta urâtă. Și unde a făcut singurul egal. Și singurul egal, da. Da, 6 victorii, 2 înfrângeri și un egal este palmaresul. Și v-am spus, 2 înfrângeri în condiții care s-a jucat foarte bine. Asta e fotbal. Se joacă pe goluri, sigur, cum să zici. Da. Bun, o să luăm o scurtă pauză de publicitate, după care revenim vorbind despre meciul foarte important și dificil de sâmbătă, în deplasare la liderul clasamentului. Nu, marți. Marți este? Marți la 7 jumătate. Aici apare pe... Nu, marți la 7 jumătate. Clasamentele astea. La 7 jumătate în nocturn. Bun. Da. E mai bine că televizat. Se joacă în nocturnă. Da, televizat. O să facem și câteva antrenamente în această săptămână nocturnă. O să mai avem și un joc amical miercuri cu cei care nu prea au jucat sau care nu au fost în lot rezerve și care nu prea au jucat. Aveți destul timp să pregătiți. Da, jucăm la Remix, miercuri la ora 5. Bun. Revenim după pauza de publicitate alături de Ilie Stan.